Salutări tuturor, sunt Valicona și astăzi vă prezint un alt material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Tensiuni crescânde în Orientul Mijlociu, Israel și Hezbollah pe calea războiului total. Israelul și Hezbollah par să fie pe punctul de a lua calea unui război total, cu potențialul de a se extinde în întreaga regiune, conform unei analize a BBC, care detaliază escaladarea recentă a conflictului. La finalul lunii septembrie 2024, Israelul a intensificat atacurile aeriene asupra Beirutului și sudului Libanului, anunțând că armata sa a inițiat raiduri terestre limitate, localizate și țintite împotriva grupării Hezbollah. Un moment critic a avut loc vineri 30 septembrie 2024, când Israelul a lansat o lovitură devastatoare asupra liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, omorât într-un atac aerian masiv în suburbia sudică a Beirutului. Această acțiune vine după aproape un an de conflicte transfrontaliere, în mare parte influențate de războiul din Gaza, Israelul subliniind că scopul său este de a asigura întoarcerea în siguranță a locuitorilor strămutați din zonele de frontieră afectate de atacurile Hezbollah. Deși Hezbollah a fost considerat slăbit, gruparea nu a fost învinsă. Aceasta continuă să lanseze rachete spre nordul Israelului și se crede că dispune în continuare de un arsenal impresionant de rachete cu rază lungă de acțiune. Evoluțiile recente sugerează că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea cunoaște o intensificare considerabilă în perioada următoare. Forțele de apărare ale Israelului, IDF, au anunțat marți dimineața la ora locală 2 lansarea unei incursiuni terestre în Liban, o acțiune anticipată de mult timp. IDF a specificat că țintele sunt localizate în sate din apropierea frontierei și reprezintă o amenințare imediată pentru comunitățile israeliene din nord. Acest anunț a venit după mobilizarea rezerviștilor și apariția tancurilor israeliene în zona de frontieră. Potrivit BBC, șeful comandamentului de nord al armatei israeliene susține crearea unei zone tampon în sudul Libanului, menite să elimine luptătorii Hezbollah de la graniță și să permită întoarcerea a aproximativ 60.000 de civili în casele lor evacuate în urmă cu aproape un an. Anterior, presa americană a raportat că echipele de comandouri israeliene au efectuat raiduri scurte în teritoriul libanez. În ultimele săptămâni, Israelul a provocat pagube considerabile Hezbollah, omorând peste o duzină de comandanți de vârf și distrugând mii de arme prin atacuri aeriene. De asemenea, Israelul a fost acuzat de distrugerea pagerelor și stațiilor walkie-talkie, rezultând în mutilarea, orbirea sau moartea a mii de membri Hezbollah. Cea mai semnificativă lovitură pentru grupare a fost însă uciderea liderului său, Hassan Nasrallah, considerată de editorul BBC International Jeremy Bowen o victorie majoră pentru Israel. Hassan Nasrallah a condus Hezbollah timp de peste 30 de ani, având un rol fundamental în transformarea organizației într-o forță militară redutabilă. Sub conducerea sa, Hezbollah a devenit un actor semnificativ în conflictul cu Israelul, având puterea de a contesta influența acestuia în regiune. Deciziile strategice ale lui Nasrallah au contribuit la încheierea ocupației israeliene din sudul Libanului, care a durat 22 de ani în anul 2000. Această victorie a consolidat nu doar statutul Hezbollah, dar și imaginea lui Nasrallah ca un lider carismatic și influent. În pofida provocărilor continue, Nasrallah și-a menținut poziția ca principal motor al organizației, având un rol cheie în mobilizarea resurselor și a sprijinului popular. Uciderea sa recentă, considerată o lovitură devastatoare pentru Hezbollah, ar putea schimba semnificativ dinamica conflictului din Orientul Mijlociu. Într-un discurs sfidător la ONU, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul a câștigat războiul împotriva inamicilor. El autorizase atacul care l-a omorât pe Nasrallah, marcând o etapă crucială în conflict. Ministerul libanez al Sănătății a raportat sâmbătă că atacurile israeliene din ultimele două săptămâni au dus la moartea peste 1.000 de persoane, inclusiv 87 de copii și 56 de femei. Bombardamentele nu s-au oprit duminică, alte 100 de victime fiind confirmate, iar prim-ministrul Najib Mikati a avertizat că până la 1.000.000 de oameni, aproximativ o cincime din populația Libanului, ar fi părăsit locuințele. Autoritățile se confruntă cu provocări majore în gestionarea situației, în timp ce adăposturile și spitalele sunt supuse unei presiuni imense. Israelul susține că gestionează atacuri împotriva Hezbollah, acuzând gruparea că utilizează civili ca scuturi umane. Totuși, jurnalista BBC, Orla Guerin,
a obținut informații din centrul Văii Beca, un bastion al Hezbollah, unde locuitorii infirmă aceste acuzații. Directorul medical al spitalului local, Rayak, a declarat că toate victimele tratate sunt civili, subliniind devastarea umanitară din regiune. Președintele american Joe Biden a salutat uciderea lui Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah, dar decizia Israelului de a intensifica conflictul a generat îngrijorări majore. Corespondentul BBC raportează că această mișcare ar putea afecta grav strategia lui Biden de a opri războiul din Gaza. Președintele a promis consolidarea poziției defensive a Statelor Unite în regiune, iar Pentagonul avertizează milițiile iraniene să nu profite de situație. În ciuda presiunilor din partea Washingtonului, premierul israelian Netanyahu rămâne hotărât să acționeze conform propriei viziuni, lăsând deschisă o cale periculoasă pentru stabilitatea regională. Într-un discurs pronunțat luni, 3 septembrie 2024, Naim Qassam, liderul adjunct al Hezbollah, a declarat că gruparea va ieși victorioasă în urma ofensivei terestre izraeliene. Hezbollah dispune de mii de luptători, mulți fiind veterani din războiul civil din Siria și posedă un arsenal semnificativ de rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească Tel Aviv și alte orașe. Potrivit BBC, există presiuni interne în Hezbollah pentru a utiliza aceste rachete înainte ca ele să fie distruse de atacurile izraeliene. Totuși, un atac masiv asupra Israelului ar putea provoca un răspuns devastator din partea acestuia. Asasinarea lui Hassan Nasrallah reprezintă o lovitură dură pentru Iran, afectând rețeaua regională de miliții cunoscută sub numele de Axa Rezistenței, esențială pentru strategia sa de descurajare. Duminică, avioanele izraeliene au atacat infrastructura din Hudaydah, Yemen, ca reacție la recentele atacuri cu rachete ale Houthi, susținută de Iran. Iranul ar putea solicita intensificarea atacurilor violente, însă se estimează că va calibra aceste acțiuni pentru a evita un conflict regional deschis care ar implica Statele Unite și ar putea fi devastator pentru toate părțile implicate. 2 octombrie 2010. Iranul a lansat un atac cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Statele Unite au avertizat despre o posibilă acțiune iminentă din partea Teheranului. Un oficial de la Casa Albă a declarat că atacul iranian va avea consecințe grave. O poziție similară adoptată și de Israel, care își rezervă dreptul de a reacționa la momentul oportun. Televiziunea de stat iranian a anunțat pentru prima dată utilizarea rachetelor hipersonice Fatah în acest atac, care a vizat zona Yafo lângă Tel Aviv și s-a soldat cu 7 morți și 17 răniți, potrivit DPA, citată de Agerpress. Hamas a revendicat atacul, afirmând că cei doi atacatori ce au deschis focul la stația Sedrot Ierusalim sunt membri ai organizației din Gaza. Hamas a amenințat cu noi atacuri, intensificând miza în conflict. Poliția israeliană a confirmat că atacatorii au fost neutralizați la fața locului. Situația actuală evidențiază escaladarea tensiunilor între Iran, Hezbollah și Israel, făcând accesibil riscul sporit de violență în această regiune. De la atacul devastator al grupării Hamas din 7 octombrie anul trecut, care a dus la pierderea peste 1200 de vieți omenești din sudul Israelului, regiunea Orientului Mijlociu se află într-o stare de tensiune extremă. În răspuns la aceste provocări, Iranul a anunțat prelungirea închiderii spațiului său aerian până joi dimineață, măsură luată pentru a asigura zborurile în condiții de siguranță. Conform publicației semioficiale Mer News, toate zborurile din Iran vor rămâne suspendate până la ora 5. În același timp, Israelul se pregătește să lanseze represalii semnificative în urma atacului cu rachete lansat de Iran. Potrivit site-ului Axios, acestea ar putea viza infrastructurile de producție a petrolului, având în vedere deteriorarea rapidă a relațiilor dintre cele două țări. Generalul Mohammad Bagheri, șeful de stat major al forțelor armate iraniene, a avertizat că gardienii Revoluției sunt pregătiți să intensifice atacurile asupra Israelului. Dacă regimul sionist continuă să comite acte de agresiune, răspunsul nostru va fi proporționar cu amenințările întâmpinate, a declarat el, subliniind că Iranul nu își propune să lovească populația civilă israeliană. Rebelii Houthi din Yemen au anunțat că au atacat cu rachete posturi militare din Israel, conform unei declarații de la purtătorul de cuvânt al grupării, care a specificat că au fost lansate 3 rachete cu arii de tip Quds-5, iar acest atac survine într-un context de tensiuni crescânde în regiune, amplificate de amenințările Iranului. În cadrul unei reuniuni a Cabinetului de Securitate, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu
a condamnat acțiunile Iranului, declarând că a făcut o mare greșeală și că va plăti pentru aceasta. Netanyahu a subliniat hotărârea Israelului de a se apăra și de a răspunde inamicilor săi, afirmând că sistemul de apărare aeriană al Israelului a împiedicat lansarea sute de rachete asupra țării. Ministrul apărării, Yoav Gallant, a făcut referire la atacul iranian, declarând că acțiunile defensive au fost monitorizate cu succes. El a avertizat că Iranul nu și-a învățat lecția și că atacurile asupra Israelului vor avea consecințe severe. Într-o postare pe X, fostul premier Naftali Bennett a cerut Israelului să acționeze imediat împotriva programului nuclear iranian, afirmând că atacul recent este o greșeală teribilă din partea Teheranului. Bennett a subliniat oportunitatea ca Israelul să schimbe fața Orientului Mijlociu prin distrugerea instalațiilor nucleare iraniene și prin înlăturarea amenințării reprezentate de regimul iranian. Rusia a declarat marți că situația explozivă din Orientul Mijlociu evidențiază un eșec total al politicii americane în regiune în urma atacului masiv cu rachete lansat de Iran împotriva Israelului. Potrivit agenției de știri AFP, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a subliniat că acest incident subliniază incapacitatea Washingtonului de a preveni escaladarea conflictelor. Este un eșec complet al administrației Biden în Orientul Mijlociu, o dramă sângeroasă care continuă să se amplifice, a declarat Zaharova pe Telegram, adăugând că declarațiile nearticulate ale Casei Albe reflectă o totală neputință în fața crizelor din regiune. Atacul cu rachete al Iranului a intensificat temerile de destabilizare a zonei, amplificând tensiunile dintre Teheran și Tel Aviv și punând sub semnul întrebării capacitatea Statelor Unite de a gestiona situația. Criticile Rusiei vin într-un moment în care relațiile cu Occidentul sunt deja tensionate, iar Moscova pare să-și consolideze influența în Orientul Mijlociu, în special în contextul conflictelor geopolitice curente. Iranul a notificat un alt oficial din mai multe state arabe cu privire la intenția sa de a lansa un atac cu rachete asupra Israelului, asemănător ca amploare cu cel efectuat în aprilie, potrivit raportului publicat marți de Wall Street Journal. Israelul a răspuns, subliniind că va riposta la orice atac, indiferent de magnitudinea sa, și a amenințat cu acțiuni directe împotriva infrastructurii nucleare și petroliere iraniene. Gărzile revoluționare ale Iranului susțin că 90% din rachetele lansate au atins cu succes țintele, având drept obiective baze aeriene, radare și aparatul de securitate implicat în planificarea atentatelor asupra liderilor Hamas și Hezbollah. Totuși, în ciuda atacului, doar două persoane au fost ușor rănite în Israel, iar o victimă palestiniană a fost ucisă de șrapnelul unei rachete lângă Erihon. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Patrick Ryder, a comentat că atacul Iranului a fost de două ori mai mare decât cel din aprilie, subliniind că intenția sa este de a provoca distrugeri semnificative. Ryder a menționat că nu era la curent cu informațiile conform cărora Iranul ar fi notificat în prealabil Statele Unite despre atac. Iranul, prin misiunea sa de la ONU, a negat că ar fi anunțat Statele Unite în avans, dar a confirmat că un avertisment serios a fost emis ulterior. Această escaladare a tensiunilor ar putea avea consecințe grave pentru stabilitatea regională, în contextul în care marile puteri continuă să-și exprime îngrijorările privind conflictul. Securitatea Generală a Iordaniei a anunțat marți că forțele aeriene și sistemele de apărare antiaeriană au interceptat rachete și drone intrate în spațiul aerian al regatului ca reacție la un atac iranian masiv asupra Israelului. Potrivit comunicatului emis, intervenția a avut loc după ce un număr semnificativ de rachete și drone au fost detectate în apropierea granițelor Iordaniei. Consilierul pentru Securitate Națională al Statelor Unite, Jake Sullivan, a afirmat că armata americană s-a coordonat strâns cu Israelul pentru a contracara atacul cu rachete lansat de Iran. Sullivan a subliniat că nu au fost raportate victime în rândul avioanelor israeliene sau al activelor strategice. Gărzile revoluționare ale Iranului au precizat că au folosit pentru prima dată rachete hipersonice Fatah în acest atac. În Cisjordania, un palestinian a fost ucis de resturile unei rachete căzute din cer. Guvernul din Erihon a confirmat incidentul, subliniind impactul tragic al tensiunilor regionale asupra civililor. Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei Israelului, IDF, a declarat că evaluările privind atacul continuă, dar nu au fost observate victime israeliene. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian,
a salutat atacul drept un răspuns decisiv la agresiunile izraeliene, subliniind dorința de a stabiliza securitatea în regiune. În contraparte, IDF a promis să acționeze la momentul oportun împotriva amenințărilor, continuând operațiunile de apărare pe frontul oriental. Teheranul a informat anterior Rusia despre atacurile cu rachete lansate asupra Israelului, a declarat un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters. De asemenea, Statele Unite au fost alertate prin canale diplomatice cu puțin timp înainte de atacuri. În contextul acestor tensiuni, armata israeliană a impus restricții, ordonând închiderea unor zone militare în regiunile Dovov, Tifbon și Malkia, în nordul Israelului, interzicând accesul publicului. Se pare că atacurile din această seară s-au încheiat, a informat BBC. Autoritățile izraeliene au anunțat că oamenii își pot părăsi adăposturile antiatomice, iar autoritatea aeroportată a declarat că spațiul aerian al țării a fost redeschis. Hamas a salutat atacurile cu rachete ca pe o răzbunare pentru moartea liderului său, Ismail Haniyeh, și a altor oficiali din avangarda militantă. Armata Israelului, IDF, a interceptat un număr semnificativ dintre cele aproximativ 180 de rachete balistice lansate din Iran, iar defensiva a fost considerată eficientă. În urma atacurilor, mai multe rachete au avut impact în centrul și sudul Israelului, provocând moartea a 7 persoane și rănirea altor 11 în urma unui incident terorist din Iafo. Ambasadorul iranian la ONU, Amir Saeed Iravani, a trimis un mesaj amenințător pe rețeaua de socializare X, subliniind că un răspuns ulterior va fi zdrobitor în cazul unor noi acte de agresiune din partea Israelului. De asemenea, liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că atacurile împotriva Israelului vor deveni mai puternice și mai dureroase, amenințând regiunea cu o escaladare și mai gravă a conflictului. Oficialii israelieni de rang înalt au condamnat marțiara atacul masiv cu rachete al Iranului, afirmând că Israelul nu va rămâne tăcut în fața acestui provocator gest. Un oficial de securitate a subliniat disponibilitatea țării de a răspunde sever, avertizând că ceea ce Iranul a experimentat până acum este doar o bucățică din ceea ce urmează. Aceștia au subliniat că Israelul are toată legitimitatea de a lansa o lovitură fără precedent pe teritoriul iranian. Statele Unite, prin purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a anunțat dorința de a coordona un răspuns comun împotriva Iranului, promițând că atacul va avea consecințe. Atacul este total inacceptabil, a declarat secretarul de stat Antony Blinken, cerând o reacție globală de condamnare. În contextul acestui conflict, Israelul se află în alertă maximă, iar sirenele sună pe întreg teritoriu. În urma primului val de atacuri, care a implicat mai mult de 500 de rachete, autoritățile au emis avertizări pentru cetățeni, sfătuindu-i să se retragă în adăposturi. Un incident notabil a avut loc în nordul orașului Tel Aviv, unde o rachetă a provocat rănirea a 3 persoane. Ministerul Securității Interne a mobilizat 13.000 de echipe de urgență, în timp ce președintele Joe Biden a declarat că Statele Unite sunt pregătite să ajute Israelul. Biden a ordonat armatei americane să sprijine apărarea Israelului și să neutralizeze amenințările rachetelor iraniene. Conflictul se intensifică, iar tensiunile între Israel și Iran continuă să afecteze stabilitatea regională, creând un climat incert pentru viitor. Într-un moment de tensiune extremă, statul Israel este sub un bombardament masiv, Iranul lansând sute de rachete, iar sirenele răsună neîncetat. Autoritățile izraeliene au avertizat cetățenii să se adăpostească imediat, iar comandamentul IDF, forțele de apărare ale Israelului, a trimis un mesaj de urgență: rămâneți în zone protejate până la noi ordine. Acest atac, anticipat de oficiali americani, a fost confirmat de armata iraniană, care a declarat că operațiunea de represalii este în curs. Surse izraeliene raportează lansarea aproximativ 200 de rachete în prima etapă a atacului, însoțită de un asalt similar din partea Hezbollah, care vizează diverse zone din țară. Inițial, acest conflict nu părea să escaladeze, dar acum amplificarea violenței a determinat închiderea totală a spațiului aerian izraelian și panică în rândul populației. Companiile aeriene internaționale au suspendat zborurile către și dinspre Israel, iar mulți călători au fost nevoiți să se întoarcă pe aeroporturile de origine sau să redirecționeze cursele spre alte destinații. Această criză de securitate afectează nu doar Israelul, ci întreaga regiune. Spațiile aeriene ale Iranului, Iordaniei și Israelului sunt închise, iar avioanele care s-au aflat în aer au fost nevoite să se adapteze rapid la noile condiții de siguranță. Pe lângă bombardamente, o serie de incidente violente au avut loc, inclusiv un atac armat în Iafa, soldat cu victime. Conform Megan Devin Adom,
Cel puțin 9 israelieni au fost răniți, dintre care 4 în stare gravă. Situația rămâne volatilă, iar impactul acestui conflict continuă să se resimtă pe toate fronturile. Tel Aviv a fost scena unor evenimente violente recent, când 2 teroriști, observați ieșind dintr-un tren, au fost împușcați mortal de forțele de securitate israeliene. Cabinetul de securitate al Israelului a convocat o reuniune de urgență în această seară la ora 19:30 într-un bunker din Ierusalim, pentru a evalua situația din punct de vedere al securității naționale, conform Jerusalem Post. Ministrul de Externe, Israel Katz, a dispus o întâlnire rapidă cu ambasadorii israelieni din întreaga lume, anticipând un atac iminent din partea Iranului. În acest context, locuitorii din Tel Aviv au fost instruiți să se retragă în câteva adăposturi antiatomice, pentru a se proteja de posibile atacuri, inclusiv din partea Hezbollah, care a susținut că a lansat rachete către o bază militară israeliană. În timp ce oficialii israelieni se pregătesc pentru escaladarea tensiunilor, secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat că Statele Unite urmăresc foarte îndeaproape evenimentele din Orientul Mijlociu și că sunt angajate în apărarea Israelului. De asemenea, surse din Casa Albă au avertizat că Iranul pare să fie pregătit să lanseze un atac iminent cu rachete balistice, subliniind intensificarea amenințărilor din regiune. Prețul petrolului a început să crească pe pietele internaționale, reflectând îngrijorările legate de instabilitatea din Orientul Mijlociu, cu cotația WTI depășind $70 pe baril. Această situație tensionată subliniază riscurile de escaladare care ar putea afecta atât securitatea regională, cât și economia globală. După embargoul impus de rebelii Houthi asupra navelor de marfă din Marea Roșie, pietele energetice au reacționat cu o surprinzătoare liniște. Această calmare se menține, deși temerile cu privire la o potențială escaladare din partea Iranului persistă. Orice blocaj al strâmtorii Ormuz ar putea compromite exporturile de țiței esențiale din Golf, o chestiune ce îngrijorează mai ales Europa, care devine din ce în ce mai dependentă de importurile din Qatar. Războiul Rusia-Ucraina a recalibrat întreaga piață energetică a Europei, iar recenta declarație a purtătorului de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, indică o proliferare a riscurilor în regiune. Hagari a menționat că Iranul ar putea lansa rachete către Israel, dar asigura că apărarea israeliană este pregătită. Statele Unite oferă sprijin pentru consolidarea acestor măsuri defensive, pregătind Israelul pentru un atac posibil. Situația devine complicată, având în vedere că orice acțiune militară din partea Iranului ar putea avea consecințe severe, nu doar pentru țară, ci și pentru întregul sistem energetic global. Oficialii americani au declarat că există planuri clare de reacție, subliniind importanța monitorizării evoluțiilor din Iran. Între timp, ambiguitatea asupra intervențiilor militare israeliene în Liban ridică întrebări despre stabilitatea pe termen lung a regiunii. Ambasadorul Israelului în Franța a clarificat că țara nu intenționează o invazie extinsă, dar vizează eliminarea amenințărilor de la graniță. Contextul actual subliniază vulnerabilitatea piețelor energetice globale și complexitatea provocărilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Armata israeliană a declanșat recent operațiunea terestră limitată în Liban, după săptămâni de confruntări intense cu Hezbollah. Confruntările au adus la moartea numeroși lideri ai grupării, inclusiv a lui Hassan Nasrallah. Conform autorităților libaneze, peste 1000 de persoane au fost ucise în ultimele 2 săptămâni. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a condamnat ofensiva israeliană în cadrul unei sesiuni a Parlamentului turc, declarând că Israelul va fi oprit mai devreme sau mai târziu. Erdoğan a cerut comunității internaționale, în special NATO, să intervină urgent pentru a opri agresiunea israeliană, subliniind necesitatea susținerii poporului libanez. Erdoğan a avertizat că efectele acestei operațiuni vor fi diferite față de ocupațiile anterioare, subliniind că stabilitatea regională este în pericol și că agresiunea Israelului afectează întreaga regiune, inclusiv Turcia. Acesta a fost materialul scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Coneaș, până data viitoare, să auzim de bine, pentru că n-ar fi rău să fie bine.